Bine ați revenit! Azi vă voi vorbi despre un lucru original, despre ceva ce, după câte știu eu, nu puteți găsi în altă parte pe internet. Am fost întrebat de multe ori, fie în comentarii, fie în e-mail-uri, cum putem să știm dacă anumite dispozitive, motoare, mecanisme, în general tot felul de invenții pe care le vedem cu nemiluita pe internet, pot funcționa sau nu. Voi încerca să răspund azi aceste întrebări folosindu-mă de un foarte interesant mecanism care mi-a fost prezentat acum vreo 3 luni și nu vă spun încă de cine. Totul a început când am primit un e-mail cu întrebarea: putem avea o amplificare de cuplu motor însoțită de acest desen? În desen puteți observa că pedala bicicletei, în loc să se găsească în punctul A, se găsește în punctul P. Și că în afară de tijele prinse de roata dințată care antrenează lanțul, în desen se vede doar cea din stânga, dar știți foarte bine că sunt două, se vede doar cea dinspre noi, și care la o bicicletă obișnuită ar avea la capete pedalele, mai există o pereche de tije, cele pe care le puteți vedea acum, care se pot roti în jurul unei articulații cu clichet care permite rotația într-un singur sens. Săgeata din desen cu notația omega egal cu 0 arată că nu este permisă rotația în acel sens, omega fiind viteza unghiulară. Trebuie să mărturisesc că, inițial, presat de alte activități, n-am studiat cu atenție mecanismul, am răspuns analizând lucrurile doar din punct de vedere energetic. Ba, chiar n-am înțeles corect felul în care se mișcă pedalele, cea din stânga este notată cu P, deoarece n-am observat paralelogramul pe care îl vedeți acum. Din fericire, cel care mi-a trimis desenul și întrebarea a insistat. Așa că am acordat mai mult timp acestui desen și mi-am dat seama că acest paralelogram nu permite ca pedala P să descrie o traiectorie diferită față de traiectoria descrisă de punctul A din desen. Și anume că punctele A și P vor descrie în timpul funcționării două cercuri de aceeași rază. Și abia atunci am înțeles ce dorea să-mi comunice cel care mi-a trimis desenul și lucrurile au devenit dintr-o dată foarte interesante și acest mecanism mi-a captat dintr-o dată toată atenția. Vă voi explica acum de ce. Această tijă este o pârghie de ordinul al doilea, adică este echivalentă cu ceea ce vedeți în al doilea desen. Pentru cei care au uitat, vă explica ce se întâmplă când folosim o astfel de pârghie. Pârghia de ordinul al doilea se poate roti în jurul punctului B. Am păstrat notațiile din desenul cu bicicleta ca să fie mai ușor de urmărit explicația. Forța desenată cu roșu se numește forță activă. Este forța pe care o aplicăm asupra pârghiei. Iar forța desenată cu albastru este forța cu care acționează pârghia asupra unui corp. Datorită principiului acțiunilor reciproce, corpul pe care acționează pârghia produce la rândul lui o forță, o reacțiune, care este aplicată pârghiei, pe care o numim forță rezistentă, deoarece se opune mișcării și este forța desenată cu albastru închis, care fiind reacțiunea forței desenate cu albastru deschis, are aceeași intensitate, dar sens opus. După cum vedeți, forța activă încearcă să rotească pârghia în sensul săgeții roșii, iar forța rezistentă încearcă să o rotească în sensul săgeții albastre. Distanța de la punctul de aplicație al forței active la punctul în jurul căruia se poate roti pârghia, punctul B, o numim brațul forței active, notat în desen cu B indice A. Iar distanța de la punctul de aplicație al forței rezistente la B este numit brațul forței rezistente, notat în desen cu B indice R. Pentru că momentul forței active la echilibru, adică atunci când pârghia nu se rotește sau se rotește cu viteză constantă, uniform, trebuie să fie egal în modul cu momentul forței rezistente.
Și pentru că momentul unei forțe este în modul egal cu produsul dintre forță și brațul acesteia, putem scrie F indice A înmulțit cu B indice A egal cu F indice R înmulțit cu B indice R. Adică, în cuvinte, produsul dintre forța activă și brațul forței active este egal cu produsul dintre forța rezistentă și brațul forței rezistente. Dar, după cum vedeți în desen, brațul forței rezistente este mai scurt decât brațul forței active. De aceea, pentru ca această egalitate să fie satisfăcută, trebuie ca forța rezistentă să fie mai mare decât forța activă. Iar forța rezistentă este egală în modul cu forța pe care o aplică pârghia asupra corpului pe care acționează. Acum, dacă știm toate astea, să revenim la desenul cu bicicleta. Partea accentuată cu roșu, adică tija BP, este echivalentă cu o pârghie de ordinul 2. Forța activă este cea pe care o aplicăm cu piciorul pe pedala P, iar forța rezistentă este cea pe care articulația A o aplică în sus asupra tijei BP. Deoarece brațul forței active PB este mai mare decât brațul forței rezistente AB, forța rezistentă este mai mare decât forța pe care o aplicăm noi asupra pedalei. În cazul desenului nostru este cam de două ori mai mare, pentru că PB este cam de două ori mai lung decât AB. Dar forța rezistentă este egală în modul cu forța pe care o aplică pârghia, adică tija BP, asupra punctului A. Și asta înseamnă că, folosind acest mecanism, producem un cuplu de forțe care acționează asupra roții dințate care antrenează lanțul, dublu față de cazul în care pedala ar fi în A. Sigur, puteți obiecta că pentru anumite poziții ale pedalelor apare un cuplu care încearcă să rotească tijele B și odată cu ele întregul mecanism invers. Este adevărat, dar există lagărul cu clichet care nu permite o astfel de rotație. În concluzie, folosind acest mecanism, amplificăm cuplul pe care îl producem și în acest fel, cu același efort pe care l-am efectuat folosind o bicicletă obișnuită, această bicicletă poate atinge viteze mult mai mari, poate urca pante mult mai mari. Avem, deci, o super bicicletă obținută prin amplificarea cuplului pe care îl aplicăm asupra roții dințate care antrenează lanțul. Ați crezut? Sper că nu. Acum pot să vă spun că desenul mi-a fost trimis de un inginer, de domnul Romeo Cătălinoiu, și că vi l-am prezentat cu acordul domniei sale. Le recomand insistent celor interesați de tehnică să urmărească videoclipurile de pe canalul domnului inginer Romeo Cătălinoiu, pentru că ele prezintă mecanisme foarte interesante și complexe și vă pot ajuta să înțelegeți felul în care funcționează astfel de mecanisme. Am pus linkul în descriere. Mai pot să vă spun și că domnul inginer nu mi-a trimis desenul, având convingerea că a inventat super bicicleta, pentru că el știe la fel de bine ca și mine că nu putem amplifica prin mecanisme simple lucrul mecanic, deoarece ar fi încălcată legea conservării energiei. Ci mi l-a trimis ca să vadă ce demonstrație pot găsi eu a faptului că mecanismul nu amplifică cuplul. Pentru că nu ajunge să știm că ceva nu funcționează, trebuie să și înțelegem de ce nu funcționează. Să vedem întâi argumentul energetic care interzice funcționarea dispozitivului. Dacă acest mecanism ar funcționa și ar face ceea ce am spus că face, adică ar amplifica cuplul, l-am putea folosi în felul următor. Am pune un motor electric să acționeze pedalele. Și în loc să acționăm prin lanț roata din spatea bicicletei, am acționa un generator electric. Acesta, deși nu are randamentul 100%, niciun generator nu are randamentul 100%, ar produce mai multă energie electrică decât lucrul mecanic pe care l-a efectuat motorul care rotește roata dințată,
Pentru că lucrul mecanic primit de generator ar fi dublul lucrului mecanic efectuat de motor, sau chiar mai mult dacă mărim brațul forței active PB. Apoi am putea folosi o parte din energia electrică pe care ne-o dă generatorul pentru a pune în mișcare motorul, iar restul ar fi energie electrică disponibilă pentru ce vrem noi. Cu alte cuvinte, cu ajutorul acestui dispozitiv am putea produce energie, lucru interzis de legea conservării energiei. Dar rămâne întrebarea, ce împiedică din punct de vedere dinamic, din punct de vedere tehnic, funcționarea dispozitivului? O explicație simplă și intuitivă, dar incompletă, este aceea că tija BP, deși are toate elementele unei pârghii, nu poate funcționa ca o pârghie. Să vedem de ce. În cazul unei pârghii de ordinul al doilea, forța activă se deplasează, așa cum vedeți în acest desen, mai mult decât forța aplicată de pârghie unui corp, forța albastră. Deoarece pârghia se rotește în jurul punctului B, iar forța activă este mai departe de punctul de rotație decât forța albastră. De fapt, forța albastră este mai mare decât forța activă, tocmai pentru că lucrul mecanic al celor două forțe trebuie să fie același, pentru ca energia să se conserve, iar lucrul mecanic este produsul dintre forță și deplasare. Și pentru că deplasarea forței albastre este mai mică decât deplasarea forței active, forța albastră este mai mare decât forța activă. Deci, ceea ce face o astfel de pârghie este amplificarea forței și nu amplificarea lucrului mecanic. Dar acum vă rog să priviți bicicleta. Tija BP nu se rotește în jurul punctului B așa cum o face pârghia, pentru că paralelogramul nu permite acest lucru. În timpul funcționării, tija BP rămâne tot timpul în poziție orizontală, deci forța activă și forța rezistentă efectuează aceeași deplasare, n-au deplasări diferite așa cum se întâmplă în cazul unei pârghii. Dar o demonstrație completă din punct de vedere fizic a faptului că nu putem amplifica cuplul de forțe nu se poate face decât matematic și folosind noțiunea de vectori. Însă această serie, cu titlul Lumea nu este cum crezi, conține materiale de popularizare a științei, deci nu se adresează doar celor care știu fizică, de aceea vă voi prezenta doar câteva secunde demonstrația pe care am găsit-o eu, astfel încât să poată fi urmărită doar de cei interesați și să nu-i plictisesc pe ceilalți. Dar întâi vreau să fac precizarea că probabil nu este nici cea mai frumoasă și nici cea mai riguroasă demonstrație care se poate face. Dacă cineva găsește una mai bună, îl rog să mi-o trimită, aș fi bucuros să o pot arăta în alt material. În încheiere, pot să răspund la întrebarea de la care am pornit. Cum putem ști dacă o invenție prezentată pe internet are șanse să funcționeze sau nu? Dacă inventatorul pretinde că invenția lui produce mai mult lucru mecanic decât primește, sau că efectuează un timp nelimitat lucru mecanic fără să primească energie din exterior și fără să folosească vreun combustibil, adică, pe scurt, dacă inventatorul pretinde că invenția lui produce sau amplifică energie, atunci dispozitivul nu are nicio șansă să funcționeze, pentru că funcționarea lui ar încălca legea conservării energiei. În această categorie intră orice motor care efectuează lucru mecanic fără să primească energie sau fără să folosească un combustibil, cum ar fi motorul magnetic, cu variante care funcționează cu sutele pe internet, dar ciudat, nu puteți să vă cumpărați și nu vă veți putea niciodată cumpăra unul ca să vedeți cum funcționează acasă. Domnul inginer Romeo Cătălinoiu ar fi putut face un videoclip în care să prezinte acest mecanism ca pe o invenție revoluționară
care permite nu doar realizarea unei super biciclete, ci rezolvă și problema energiei de acum și până în vecii vecilor. Ar fi putut de asemenea, sunt convins, să obțină și un brevet, pentru că e un mecanism original, un mod original de a antrena roata dințată a unei biciclete și poate că se pot găsi aplicații practice pentru el. Ar fi obținut sute de mii de vizionări și like-uri și ar fi câștigat o mare popularitate. Am fi văzut comentarii care spun că tot felul de organizații și conspirații ale celor răi nu îi permit inventatorului să-și comercializeze invenția. Numai că cei care știu fizică și tehnică, mai general cei care se ocupă de știință, nu procedează așa. Așa procedează doar cei pe care nu-i deranjează conștiința atunci când mint. Îi mulțumesc încă o dată domnului inginer Romeo Cătălinoiu și îl felicit pentru canalul interesant și pentru preocupările pe care le are și în alte domenii, cum ar fi geometria. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă credeți că puteți găsi pe internet sau oriunde în altă parte dispozitive, motoare, mecanisme care produc sau amplifică energie, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!